Bună seara, agent prost plătit este numele meu. Actele la control, vă rog. Domnule, știți de ce v-am tras pe dreapta? Nu, nu să vă amendez, deși stați liniștiți că avem normă și la de-astea. Avem normă de amenzi și normă de șpăgi pentru șefi. Păi da? Vă rog frumos să nu-i spuneți doamnei ministru Carmen Dan că-i distrugeți universul. A aflat săraca prea multe lucruri cutremurătoare despre poliție zilele astea. Așa, v-am tras pe dreapta ca să vorbim. Să avem o discuție așa, pe bune. Da, fără miștocăreală de-asta ieftină. Mie nu-mi plac glumele că nu prea le înțeleg. Dar am zis să vorbim așa, ca de la organ la conducători auto. Păi ce facem, domnul conducător auto, cu poliția asta, a? O mai ținem sau o ungem cu slănină să o mănânce câinii, cum zicea bunica mea, Dumnezeu să o ierte? Adică, zic așa, hai să le numărăm pe degete, cum ne învață pe noi să numărăm la Academia de Poliție. Toată lumea ne acuză că suntem proști, incompetenți, șpăgari, în slujba interlopilor și de pe stradă și din Parlament. Și acum ne mai acuză că suntem și violatori? Că n-auzi pe nimeni zicând ce minune că mai existăm, la cât de prost plătiți suntem, la cât de puțin și cât de violați suntem de oamenii noștri. Pentru că da, ăștia care ne conduc ne fac mult mai rău decât ăia pe care trebuie să-i prindem. Nici asta să nu-i spuneți doamnei Carmen Dan că dă nicter mecanic. Dar e mult mai confortabil pentru toată lumea să arate cu degetul și să zică: ia uite-i mă și pe nenorociții ăștia cu cașchetă ce au făcut. Eu ți-am zis că sunt mai răi decât criminalii. Dar ce vorbesc eu de criminali? Tu nu ți-aduce aminte ce a făcut cioacă ăla cu Elodia? Și ăla tot polițist era. Mă, dar nu vă e rușine? Să condamnă întreagă meserie pentru ce a făcut un singur om? Haideți, haideți, nu vă luați că sunt polițist. Am mai pus și eu mâna pe niște cărți, am mai făcut niște cornete când eram mic. Ce, acum pentru că există dal de Ciomu și Lucan, n-o să mai mergem niciodată la doctor? Eh? Pentru că există dal de Pomohaci, n-o să ne mai rugăm niciodată? Pentru că Ceaușescu era cizmar, n-o să ne mai reparăm niciodată ghetele, băi? Băi, ăștia, ascultați la mine, pentru fiecare cioacă sau Eugen Stan există mii și mii de polițiști onești care ies în fiecare zi pe stradă și-și fac treaba și-și o fac în România, da? Și tocmai pentru că și-o fac în România, din când în când șefii lor îi pun să iasă pe stradă pe ploaie ca să aibă ei escortă până la coafor și din cauza asta cad în canale și mor, da? Din când în când n-au echipamentul necesar să se bată cu interlopii și ies șifonați. Din când în când colegi de-ai lor promovează pe pile, nu pe merit. Foarte des cei care au curajul să vorbească sunt îndepărtați sau pensionați forțat. Gardienii publici, băieții aia de multe ori adunați de primării direct de pe câmp și înarmați cu pistoale și stații, au mai multă autoritate decât noi doar pentru că mai nou își zic poliția locală. Lor cine le ia apărarea? Doamna Carmen Dan? He. Ar putea, dar dânsa e destul de ocupată să arunce pisica din brațe și să caute microfoane prin prize. Vă zic eu ce ar trebui să facem ca să fim siguri că nu mai există deranjuri de-astea. Privatizăm poliția, domne, da? O scoatem la licitație, câștigă firma care trebuie și măcar știm o treabă. Să nu mai fie poliție, domne, să existe doar bodyguards și firme de securitate. Toată lumea să-și facă dreptate pe persoană fizică, ca să nu mai existe discuții că poliția face aia și aia altă. Sau, uite ce idei îmi vin când vorbesc atâta. Și mai bine decât cu bodyguards-ii, hai să facem altceva. Hai să asigurăm respectarea legii fiecare dintre noi. A? Că românii sunt foarte cinstiți, domnule. N-au nevoie de cineva care să le bată obrazul. Te-ai prins singur că mergi cu 200 de kilometri la oră, nu-i nimic. Îți dai singur amendă și suspensi carnetul. Te simți că ești în stare să furi, îți dai singur arest preventiv. Ai dat în cap la cineva? Păi atunci ai face bine să te prezinți singur la pârnaie, să te închizi pe dinăuntru și să arunci cheia.
Domnul conducător auto, dacă n-aș ști că România e grădina Maicii Domnului, o țară condusă doar de oameni onești cu cele mai bune intenții, mai caș zice că există o conspirație să țină poliția dezbinată, subnutrită și slăbită, pentru ca băieții ăia care învârt furăciunile alea mari să-și poată vedea de treabă liniștiți fără niciun organ care le suflă în ceafă. Mă rog, ar însemna că statul român se împușcă singur în picior cu arma din dotare după ce și-a furat căciula. Păi când a mai făcut statul român așa ceva, nu? Hai că vă las să meditați la asta. Între timp eu mă duc să dirijez traficul la ieșirea din pușcării. Ci că se eliberează atâția deținuți că au început să se facă blocaje în trafic. Hai, circulați!